Campbell vă spună bine ați venit și vă spun la mulți ani la toată lumea. Dar mă caracterizează criticismul. Ai omis ceva în monografie, te felicită pentru monografie, ți-am mai spus-o și tet-a-tet și acum public, este o lucrare complexă, aproape completă și cred că este, poate am o în perspectivă, cam cea mai bună monografie. Totuși ai omis ceva. La Borca, la Borca, s-a bătut monedă. Ai știut? Ai citit cartea? Ai citit? Ai citit cartea? Dar n-am avut timp. Păi n-ai citit cartea și nu e plat. S-a bătut monedă? Da. Uite, și mi-ai spus, ți-am ajuns pe cimin să vezi monedă de un leu și 10 leu, un leu și divizionarea leului, divizionare de bani și care au mai fost. Da. Asta este o monedă jeton. În legătură cu descoperirii de... Au fost până la o anumită vârstă, am încercat să fac eu ceva, au venit autoritățile și mi-au confiscat. M-au băgat și la spălare de bani, mi-au confiscat vreo 2000 de piese, am avut vreo 3 luni de zile sechezi de casă, poftiți? Și mi-au confiscat aproape 2000 de piese. Prin 2012, bine că a fost a patra percheziție. Ceea ce a fost mai interesant, în comunicatul GPR, nu vreau să vă plictisesc, s-au ridicat de la prința numitului la BCD. În procesul verbal de ridicare, la 3 săptămâni după, de la parchetul de țeam, am obținut cele mai interesante piese, nu erau specificate trecute în procesul verbal de ridicare. Și o parte dintre ele s-au pierdut, ce anume. S-au descoperit peste 124 din tablițe din lut ars. Fie din lut ars sau tablițe din piatră și era șterut un strat de argilă. Și încizate niște semne, o scriere protoliterată, nu au datat-o bila tătării, au datat-o carbonă 14, în jur la 3500 de ani. Eu am descoperit, deci, în total, peste 124 de tăblițe și am emis supoziția că în zona aici, în Lăvadul Rău, a fost un centru de scriere protoliterată, a iradea spre vestul țării până în Arad, la tătăria s-a descoperit în 61 de către Nicolae Vlasa, 2 plus 1, da, tăblițe. S-a descoperit aia numelor luată, am un sac din rafie și niște boțuri așa de lut ars, arse. Nu este incizat, nu a avut timp, cred că a fost o calamitate naturală, un foc, ceva, deci în legătură cu respectivii tăblițe, plus material litic aferent, adică ciocanii, fusarii, niciun mai fost. Încă ceva interesant, dar pe dacă nu este niciun reprezentant, am spus-o și în public. La Vadul Rău s-au descoperit acestea, aproape de sanct, în fine. Ce s-a mai descoperit? Un sanctuar megalitic, care, prin analogie, duce la Stonehenge, Anglia. S-au descoperit niște piloni, niște pietre flaționate între ghilimele, cât putem așa, 3 metri lungime, jumătate de metru așa, câteva zeci de tone. Și ce? Prin anii 30 s-a dus respectiv de pietre, preasfinția sa, protopopop, nu știe, dar știe și nu știe. La frumosul, deci când vineau năboii, ghețarii, o luau pe gârlă. Și ce-au făcut? Au dus cu boii, respectivile iarna pietre și l-au pus acolo de stabilopozie, stabil ca să nu viesare, să o ia pe gârlă acolo. Deci, eu am numărat câți au fost, în jur la vreo 13, da. Semicircular s-au distrus. Au venit și s-a făcut un drum,
cu buldozerul așa, s-a dat la o parte, s-au dus la alte persoane pe acolo și le-au pus drept stăbilare acolo, să nu erodeze bistrița. Deci asta este în legătură cu sanctuarul respectiv. Plus acolo, în zona respectivă, sanctuară, în imediata apropiere, sanctuarul atâmbiților descoperite. Și s-a mai descoperit un craniu, nu vă vine să credeți, real, mineralificat, vreo 42 de centimetri are, petrificat. Apoi, ce să vă mai zic, tot acolo la Vadurău, un ozien nespus, adică o piatră, o formă chemică, o formă sferică, niște plăcuți acolo, dar în fine și pe ăla l-a ridicat. Deci, ce s-a descoperit? Iar în legătură cu tablițele respective, v-am spus, sanctuarul s-a distrus, cranul petrificat și ăsta a fost ridicat. Este dat în presă, dar totuși are o șotentă cam subiectivă, m-a făcut așa bonom, așa, cu desfinția, că s-a descoperit. S-a descoperit, dar poate cam exagerat, are o tentă subiectivă afirmația unor persoane, adică nu chiar așa, sunt un om simplu, nu sunt nici simplu, el, nici, da. Am încercat să fac ceva. Tot timpul, dacă îmi solicite cineva ajutorul și domnișoara Iolanda, m-a solicitat orice informație, orice informație pertinentă, eu consider, i-am oferit-o, da? Și altceva, ce să vă mai spun? Au fost și alte descoperiri în zona, cum a spus dumneavoastră, adică vă leagă de parochia de la Prințeș, este formă de cruce, să zicem, la Petru Vodă, s-a descoperit la Merintin cu ajutorul, adică a fost publicat cu ajutorul profesorului, domnul profesor Rusu Dorian, mi-a fost profesor. Sanctuarul, Cetru Voivodal de ceremonial la lui Ștefan cel Mare, și ăsta l-a avut. Paftalele lui Petru Raeș, locutul de ceremonial, am reușit să mai achiziționez icoana care ar fi aparținutul lui Daniel Sihascu, e slavonă, e dublem, e chis, lemn cerat și în limba aura este din aur turmat. O monoxilă medievală, da, care la, dacă vă spun cu monoxilă, nu vă spun povești. Aveam niște lege pe la, și eu mai forțat dacă mai găsesc ceva vechi, condiționat, nu. Și ci că s-a supat un mal de la până la Arbru, în apropierea viaductului. Și domnule, am găsit așa un buștean monoxilă, scobit. Și numai eu știu că am tras-o pe funii de acolo, m-am julit la picior, la, așa, și am adus-o până în drum, mi-a ajutat și domnul Tănase, nu știu, domnul sau Vasil Brici, din acasă, avea o bascură și am adus-o acasă. M-am dus acasă și aia mi-a confiscat-o, tot mi-a confiscat, avea niște bolsuri, adică vătru de săgeție în fiptă în ea, dar ruginite, bine, corodată. Și ce a fost? Deci țara românească a fost o singură țară românească, Moldova, Transilvania și Muntenia. Deci o singură țară românească. Am dat-o pe la militar să încetățenii chestia asta, dar în fine, că nu mai respectă. Și străjuia, deci Valea Vestiței destrăjuia, deci era despărțită și era patrulau, deci străjile, deci oastea mă domenească cu ce se întâmplă din polul, că eram la graniță, țara românească, Transilvania, țara românească, Moldova.
Iar cu centrul respectiv, nu am nici povești, că mă ființă la ușoară, părinții mei au fost un tarat, cum așa e tras lângă și... Veneau, adică mă întreba, n-aveți ceva vechi, n-ați descoperit? Și îmi spune cineva, un cetățean, sunt cu microfon. Și că domnule, am descoperit, m-au zis centrul, cată de fier cu o măciucă. E pe la dus, am spus numele toată mea și domnule, spune că vine și vezi, vină și vezi. Da. M-am dus, i-am dat 100 de lei pe el. M-am dus în, la Dexenopol, în Iași, la institut în Iași, la o curățat chimic și când am văzut că are, e din bronz și are respectiv ținte, cum a fost turnat și are stema Moldavei, capul de bouă și Ștefan Voivod, gospodare din Moldova, scoși, eu Ștefan Voivod, domnul stăpânul țării Moldova. Da. Chiar interesant. Și tot acolo la... Da, 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 bani, da. Și deci eu vă mulțumesc pentru... Nu, sunt emoționat, da? Și vă fac, vă fac, vă fac, vă fac, dacă vreți să întreba, o aie? Asta cu unii, da. Mulțumim, domnule profesor Ioniță. Asta da mine. Vreau să vă prezint un tânăr. Un tânăr student. Nu mai de niciun, mă scuzați. Care a venit să ne cânte, a venit de la Stejarul Județă din Comuna Farcașa, ca să-mi amintească mie că eu am și origini părcășene, pentru că străbunicul Grigore Dumitrașcu este din Farcașa. Ștefan, te așteptăm. Mulțumesc. Astăzi m-am gândit să cânt o piesă dedicată lui Eminescu, pentru că, din punctul meu de vedere, dar cred că și al dumneavoastră, poate fi numit punctul culminant al culturii românești. Într-o lume relativă, ce-a făcut, ce-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă Eminescu este chipul infinitului din noi. Fără el oricare lucru și-ar urma cărarea sa, fără el chiar steaua noastră dintre stele ar cădea. Pe pământul vechi dacii, cât mai mare, cât mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu mi-ar fi nimic. El Moldovei lui e fiul și munteniei nepot, l-a înviat între gardealul, Eminescu-i peste tot. Într-o lume relativă, noi avem un nume sfânt, Eminescu-i România, tăinuită în cuvânt.
dacă unul și cu unul nu mai vor să facă dor, Eminescu este chipul infinitului din noi. Atât de sensibil, Ștefan Grădinaru, mulțumim. Domnul director al liceului, am înțeles că v-ați pregătit cu ceva. Am ținut cont de invitație. Vreau să vă spun că am primit din partea liceului Borca, mai de mult, nu acum, o diplomă de excelență pentru întreaga mea activitate și cred că aceea este cea mai frumoasă distincție și recunoștință pe care o puteam primi din partea cuiva. Deci domnul director mi-a dat-o și înseamnă că el apreciază ce fac eu cu tinerii din liceu Borca. Bună ziua tuturor, la mulți ani, suntem la început de an. Să sperăm că Bunul Dumnezeu ne va da un an mai bun decât cel sau cei pe care am încheiat ultimii 2 ani. Iată că un gest simplu, în opinia noastră, naște reverberații, așa cum spunea Părintele Protopop, a fost obligatoriu, din punctul nostru de vedere, să înmânăm acea diplomă de excelență. Este bine meritată și trebuie, dacă îmi permiteți, dat un refresh. Vă mulțumesc, constat că sunt sincere aprecierile, pentru că nu este prima dată când ne spuneți că, într-adevăr, a contat mult pentru dumneavoastră. Mulțumim Iolandei că ne permite sau ne-a prilejuit ocazia să fim astăzi împreună aici, iată, iubitori de carte, iubitori de Comuna Borca. Mulțumim celor care au răspuns invitației și care vin de pe alte meleaguri să cunoască și din această perspectivă Comuna Borca. Eu m-am pregătit, așa cum spunea Iolanda, sunt aici în calitate, în dublă calitate, sunt obligatoriu în calitate de director al liceului Mihail Sădoveanu, pentru că educația și liceul face o parte din educație, acea educație formală, educația este aceea care ne permite să păstrăm și să îmbogățim tezaurul cultural. Deci așadar sunt în dublă calitate, cea de director și sper eu și în calitate de director. Așa cum... De prieten, dar mulțumesc pentru corectură. În cele ce urmează o să vă rog să-mi permiteți să dau citire câteva gânduri pe care le-am așternut pe o bucată de hârtie cu ocazia acestei întâlniri. Sper să nu pățesc că am udat acum ceva timp. Dragi iubitori de cultură, de carte și de Borca, ne aflăm astăzi, la început de an, într-un moment deosebit, acela al lansării unei cărți, al cărui autor este un consătean, un om care s-a născut, a crescut fizic și din punct de vedere spiritual, intelectual și spiritual pe aceste meleaguri. Autorul este unul dintre aceia care mențin aprinsă candela activităților culturale locale, chiar și în astfel de vremuri în care cultura este parcă pusă la colț și aproape că trece printr-un regim de clandestinitate, nefăcând parcă față în jungla unei competiții de piață dominată de consumerism și de chici. Cu toate acestea, Iolanda, căci despre ea este vorba, ea este autorul, care ne strânge astăzi aici în numele iubirii de carte, se încăpățânează să spere că în cele din urmă cultura va ieși victorioasă și va domina viața publică a cetății. Autorul nu abdică de la educația primară, pe care o dezvoltă toată viața, având ca linie directoare cartea, iubirea de carte, pe care aidoma apostolilor o propovăduiește și o promovează în rândul a atâtea și atâtea generații de copii. Iolanda este însă și numai atunci când este înconjurată de cărți, de copii. Iolanda III, vă rog să mă corectați după întâlnire dacă voi fi greșit ceva, Iolanda trăiește și aș îndrăzni să afirm, trăiește prin și aș îndrăzni să afirm că pentru cărți. Perseverentă și cu o putere de muncă ce nu poate fi bănuită din apariția ei diafană, Iolanda evadează adesea din spațiul fizic al bibliotecii, căci acesta este locul ei de muncă de o viață, ducând lumea cărților către copiii din comunitate, către elevii liceului, fiind o foarte frecventă prezență și promotoare a activităților de lectură, de cultură în general.
Stând la o parte restricțiile formale, Iolanda funcționează ca un adevărat profesor asociat al Liceului dintre Stele, pe care îl iubește, credem noi, în aceeași măsură în care iubește și cărțile. Aceasta este Iolanda Lupescu, bibliotecara Comunei, cea care ajunge practic să se identifice cu această instituție, făcând parte dintr-un cerc ce a devenit din ce în ce mai restrâns, dar din fericire mai select în România post-decembristă. Așa cum era de așteptat, după o viață înconjurată mereu de cărți, Iolanda face pasul și spre creatorul de carte. Aurel Dumitrașcu, Radu Florescu, Radu Niculiță, Mihai Niculiță, Liana Rareș, Emilia Mariei, Maria Bălăceanu, Ana Bondar, sunt câțiva care vin în minte acum dintre cei care au pus Comuna Borca pe harta autorilor de cărți, a creatorilor de literatură. Iolanda se alătură acestei pleiade pe o nișă cumva mai științifică, aceea a scriitorilor de monografii care necesită o imensă muncă de cercetare. O lucrare monografică presupune un efort susținut de documentare, presupune existența unei culturi solide din partea autorului, presupune o abordare curajoasă, pentru că, în opinia mea, astfel de lucrări au un puternic conținut istoric, fotografiază viața unei comunități din toate punctele de vedere, pentru un orizont ce se poate întinde de la câteva decenii până la un secol, poate. Sau secol. O astfel de lucrare rămâne așadar ca mărturie a viețuirii pe anumite meleaguri. Monografiile rămân ca o bază de cercetare, de studiu pentru generațiile viitoare. Chiar dacă niciodată nu vor reuși pe deplin, autorii de monografii trebuie să-și propună realizarea unor lucrări exhaustive. Această tendință asimptotică este susținută prin apariția unor ediții succesive a lucrărilor. Și în cazul de față ne aflăm la a doua ediție a cărții Borca, File de monografie. Inteligent și cu onestitate, autorul lasă să înțelegem chiar din titlu că în carte nu se atinge acel nivel al exhaustivității și lasă deschisă poarta către viitoare ediție ale cărții. Autorul construiește cartea pe o structură consacrată pentru realizările monografice de acest fel, mânat de credința că omul trebuie să aibă rădăcini puternice. Iată cum apar câteva leitmotive și din ceea ce ați prezentat noastră. Autorul documentează și ne prezintă un istoric al Comunei Borca. Ne sunt prezentate date relevante din punct de vedere istoric, validate, așa cum este firesc într-o serie de mărturii. Ca moment istoric, important, trebuie să punctăm perioada cât a funcționat pe aceste coordonate geografice administrația domeniului Coroanei Borca. În această perioadă am cunoscut o puternică dezvoltare economică a învățământului, a culturii. Ne mândrim că la începutul secolului trecut în Borca funcționau școli, aveam hotel, se țineau reprezentații de teatru. Autorul ne prezintă ocupațiile locuitorilor din zonă, unele dintre ele dispărute, serviciile și economia locală. La fel de febrile ca și activitatea economică este și viața socioculturală din zonă. Autorul face o radiografie a tradițiilor și obiceiurilor locale, unele dintre ele de sorginte precreștină, inventariază clădirile și monumentele de patrimoniu, trece în revistă instituțiile comunității și acordă o atenție deosebită școlilor din Comuna Borca. Și asta nu este o pură întâmplare, deoarece, chiar dacă este greu de cuantificat, autoarea este conștientă de influența pe care actul de învățământ din Borca l-a avut asupra vieții socioculturale și economice. Tocmai de aceea, în extenso, autoarea consacră un capitol distinct pentru oamenii de seamă ai localității. Acesta este un demers normal, deoarece resursa cea mai importantă și omniprezentă, de altfel seva tuturor segmentelor vieții unei comunități, o reprezintă oamenii săi. Autorul ne propune un act restaurator, absolut obligatoriu într-un cotidian cenușiu și care parcă încurajează uitarea. Nu avem voie să uităm ca să știm pe cine continuăm și de unde trebuie să reconstruim. Grație oamenilor de cultură în general și celor din învățământ în particular, în foarte multe familii din Borca există exemple de oameni care au făcut salturi uriașe de la țapină și plută la licență, master, doctorat.
Mulți dintre ei au făcut cariere în toate colțurile țării și în multe locuri din lume. Este un adevăr care trebuie reîmprospătat în memoria colectivă, uneori aceștia fiind singurii purtători ai numelor comunității noastre. Aceste salturi au putut fi posibile și prin existența modelilor de oameni de cultură, dar și prin truda, devotamentul, pregătirea deosebite ale profesorilor care s-au perindat pe la școlile din Borg. Îi mulțumim Iolandei pentru prilejul oferit de a reflecta la ce înseamnă viața cetății noastre. Suntem convinși că prin multiplicarea unor astfel de abordări, comunitățile noastre se vor întoarce la aprecierea și promovarea valorilor cu adevărat importante în viețile lor. Îi dorim Iolandei viață lungă, cu sănătate, succes în postura de creator de literatură, dar și în aceea de promotor al activităților culturale educative în rândul copiilor. Așa cum ați observat, Iolanda este omul orchestră, ea este autorul, ea este maestru de ceremonii, ea este până la urmă cea sărbătorită astăzi. Mulțumim și te rugăm să ne mai oferi astfel de ocazii, să dea Dumnezeu să ne mai întâlnim în astfel de adunare. Aș vrea să închei, nu înainte de a-i mulțumi și gazdei noastre, doamna directora Căminului Cultural Borca, pentru că ne asigură ca de fiecare dată condiții propice desfășurării unor astfel de activități, la care, iată, participă nu mulți și puțini aleși, ci suficient de mulți chiar într-o zi de după sărbătorile de iarnă. Felicitări și mult succes! Iolanda, mulțumim pentru tot! Mulțumesc, a fost înăgulitor ce a spus domnul director, mă onorează. Vreau să vă spun că sunt atât de multe personalități în Comuna Borca pe care eu nu am putut să le cuprind în capitolul oameni de seamă ai comunității, pentru că îmi trebuia foarte, foarte mult spațiu și ar merita un dicționar al personalităților. Nu o să lucrez singură, că o să mă apuc, dar oricum îmi trebuie ajutor, pentru că nu-i cunosc chiar pe tot cei care au absolvit și care au făcut carieră. Spunând domnul director că voi mai scrie o monografie, ceva amuzant, domnul Nicolau avea nevoie de buletinul meu să-mi fac o factură și eu zic, hai de mine, zic, uite ce scrie aici, că zic că până în 1980 este valabil, nu, până în 2080 este valabil buletinul meu și el zice, păi da, ai timp să tot scrii monografii până în anul 2080. Da. Vrea cineva să mai ia cuvântul? Nu. Nu vroiam să vă citesc, dar până la urmă tot vă citesc. Deci o absență, n-avea cum să fie prezentă pentru că locuiește la foarte mare depărtare de Borca. Mi-a trimis un mesaj pe care l-am listat. Întâi n-am vrut să-l citesc. Dar pe urmă îl citesc, că e vorba și despre Comuna Borca. Și am pus și titlul, mesaj peste timp. 1 septembrie 1975, o zi frumoasă de toamnă, un început de drum al unei cariere didactice de peste 35 de ani. Primii 2 ani de stagiatură i-am petrecut la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, care au însemnat formarea mea ca dască. Am intrat în acest univers cu emoția începutului, dar și cu dorința de afirmare, de cunoaștere a locurilor mirifice, legendare, a oamenilor ospitalieri și harnici de pe Valea Bistriței. Pășeam pe pământul Moldovei lui Ștefan, în ținutul de povestea lui Calistran Hoga și Mihail Sadoveanu. Am cunoscut aici la Borca oameni minunați, colegi adevărați, calzi și prietenoși, copii însetați de cunoaștere, iscolitori, iubitori de carte și de muncă, iubitori de tradiții și obiceiuri. Timp de 2 ani, Borca a devenit familia mea și casa mea. Am legat prietenii care dăinuiesc și astăzi, după 45 de ani. Cariera mea didactică a continuat până în anul 2010 la Liceul Tehnologic de Turism din localitatea natală Călimănești, județul Vâlcea. Da. Deși au trecut atâția ani, amintirile mele legate de școală, de colegi, de foști elevi, de oamenii din Borca sunt vii și fascinante. Îmi amintesc cu mare plăcere de elevii clasei a 12-a real, a căror dirigintă am fost 2 ani, copii inteligenți și plini de respect, însetat de cunoaștere și dornici de a deveni oameni adevărați.
din această clasă a făcut parte și trebuie să spun acum că na, Iolanda Ana Lupescu, fiica părinților mei, în fine, autoarea cărții Borca, vile de monografie, dotată cu o mare sensibilitate, cu înclinații literare, filozofice, umaniste, Iolanda m-a cucerit și toate aceste calități ale ei au creat între noi afinități care mențin legături sufletești permanente. Cu mare bucurie am primit vestea apariției monografiei, ediția a doua. Sfântul Nicolae mi-a adus în dar în 6 decembrie 2021 cartea cu o dedicație ce definește profilul oral al autoarei pentru doamna dirigintă Dinu, căci este dirigintă mea, m-am și emoționat. O carte de încercări, căutări și verbul a construi. Despre ce nu este în zadar, despre muncă, dăruire și ajutor de la Domnul. Cred în minuni, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Bravo, ce m-a emoționat! Ce m-am emoționat, da, cu multă dragoste, Iolanda Lupescu. Ce poate fi mai emoționant și mai înălțător pentru un dascăl când primește un astfel de dar? Îți mulțumesc din suflet, Iolanda, și îți doresc multă sănătate, împlinire profesionale și familiale, mult succes! Orice carte are un motiv pentru care a fost scrisă. Nici această lucrare nu se abate de la regulă. Borca este o localitate despre care s-a scris mult. Peisajul, resursele, trecutul fac din acest loc binecuvântat o țuță continuă de inspirație. Cartea este o lucrare care te incită să o citești pentru că reflectă o imagine globală a acestei localități. În ea descoperi trecutul, trăiești prezentul și întrezărești viitorul. Bogăția capitolelor scoate în evidență preocuparea autoarei de a aduce la lumină fapte și informații inedite, simultan cu prezentarea unor date cunoscute într-o nouă viziune. Învățământul, cultura, sportul, administrația ocupă spații generoase. Meseriile, ocupațiile, tradițiile și obiceiurile ne spun cum trăiau înaintașii și ne invită a cuteza mai mult. Acestea sunt trecutul și prezentul. Viitorul le reprezintă patrimoniul turistic natural, istoric și cultural, patrimoniul turistic amenajat și agroturismul care, traduse într-un singur cuvânt, valorificare, pot face din Borca perla Bistriței, pentru că, așa cum spunea scriitorul american C.S. Lewis, în fața noastră sunt lucruri mai interesante decât cele pe care le-am lăsat în urmă. Această carte se așează în Lada de Zestre ca o piesă rară izvorâtă din dragostea autoarei pentru localitatea natală, care a determinat-o asformării hrisoave, documente, cărți, hărți, ilustrații, fotografii, ziare și reviste, cu o clopotitoare râvnă și un vărit interes, calități și pasiuni ce se întâlnesc mai ales la oamenii care locuiesc în apropierea munților. Toate aceste emoții, trăiri, pasiuni ale Iolandei configurează portretul dârziniei, tenacității Vitoriei Lipani, eroina a cărei drame existențială a scris istorie pe aceste meleaguri. Cartea Iolandei ne-a adus mai aproape de zilele în care trăim evenimentele petrecute cu oamenii de demult și de ieri, lăsându-le să vorbească într-o manieră uneori de confesiune transformată într-o realitate trăită. Monografia este o invitație la lectură, punând în valoare importanța trecutului autohton într-o viziune contemporană. O felicit pe Iolanda din toată inima și o îndemn să continue să scrie, să exploreze și să lase moștenire eforturile sale creatoare generațiilor viitoare. Carte frumoasă, 500 cui le-a scris, încet gândită, gingaș cumpănită. Tudore Arghezi, ex libris. La cealaltă sărbătoare, 11 ianuarie 2022, transmit gândurile de bine și prosperitate tuturor locuitorilor din Borca. Cu multă prețuire, profesor Elena Dinu, fostă greiere. Aveam și nu a fost orice fel de profesoară, datorită ei am ajuns la Olimpiada pe țară la limbă și literatură română din Iași, în clasa 12-a. Am câștigat cu un eseu despre universul poetic al lui
Blaga și în afara talentului meu, n-aș fi câștigat dacă nu aș fi avut o profesoară ca ea. Eu nu aveam loc de elevi de la Calistra Hoga și de la Petru Rareș. Petru Rareș, da? Petru Rareș. Petru Rareș, da? Nu aveam loc de voi așa, nu mai puteam să mă duc la olimpiadă din cauza voastră. Eu eram o fată de la țară, de la un liceu de la țară și da, datorită doamnei Greiere am reușit și eu să ajung la olimpiadă. Avem o surpriză muzicală. Doamna Nicoleta Ciubotă, nu știu ce mi-a pregătit, habar n-am, dar să știți că toate momentele muzicale sunt de excepție. Până vine, până se pregătește, ce să vă spun, să mulțumesc tuturor, preoții, profesori, prieteni, nu știu, colegii care au fost alături de mine. Domnul colonel Caia este un prieten nou al bibliotecii, doamnei Dumitrela Petrescu, care de el tot face foc în cămin ca să ne asigură căldura. Surpriza noastră este, în primul rând, pentru dumneavoastră. Da. Când a fost invitată să pregătim un moment artistic, doamna Iolanda ne-a lăsat să alegem noi. Iar nașterea unei cărți este un moment de bucurie și am ales poezia Bucurie de Aurel Dumitrașcu, gândindu-ne că va fi o mare bucurie pentru doamna Iolanda și mai ales, așa cum spunea Părintele, că trebuie să învățăm să ne bucurăm. Iar poezia aceasta ne îndeamnă să învățăm să ne bucurăm. Thank you.
Platon, te rog să rămâi și să-mi cânti cântecul pe versul de Bacovia, că nu te las să pleci, să știi. Hai, ești un talent și o sensibilitate ieșită din comun. Până se pregătește Justin că își acordează chitara sau nu știu ce face, mai mulțumesc încă o dată primăriei Borca pentru sponsorizarea cărții, doamnelor care mi-au pus la dispoziție tot felul de materiale din care m-am inspirat. Încă o dată doamnei Dumitrela Petrescu pentru că ne-a pus la dispoziție acest cămin. Vă rog frumos să nu plecați, degustați niște vin fier și niște sarmale. Mulțumesc doamnei Scripcaru pentru că mi-a făcut, cred că sunt cele mai bune plăcinte pe care le-a făcut, s-a sculat cu noaptea în cap și mi-a făcut o surpriză. Și doamnei Lungu și mulțumesc și familiei mele de Spina și Cristian. Și lui Dini, uitați-l, da. Da. S-a așteptat pe ea. Hai, Justin, te ascultăm. Te uit acum ninge decembrie, spre geamuri iubită privește. Spune și aducă jurate și focul său cum trosnește. Mai spune și aducă și ceaiul și vino și tu mai aproape. Citește-mi ceva de la poluri și ningă zăpada negroasă. Mai spune să aducă și ceaiul și vino și tu mai aproape. Citește-mi ceva de la poluri și ningă zăpada negroape. Ce cade aici la tine și toate din casă mi sfinte. Te uită cum ninge decembrie, nu râde, citește înainte. E ziua și ce întuneric, mai spune să aducă și lampa. Te uită zăpada-i pe garduri, și-a nins pr-o moroacă și plantă. Eu nu mă mai duc azi acasă, o top înapoi și-nainte. Te uită cum ninge decembrie, nu râde, citește-nainte. Nu râde, citește-nainte. Și poetă, are niște cărți pe care vreau să le dăruiască. În timp ce vorbește domnul profesor Scripcaru, probabil că doamna Bondar va împărți cărțile, nu? Sau cum face? Da. Nu pleacă nimeni, vă rog frumos, în cuiu ușa, dacă pleacă cineva, nu supăr. Mergem la bucătărie după ce termină totul. Eu, ca profesor, nu prea am vorbit la microfon, am vorbit liber, așa, copii în fața hărții. Am fost și eu mic actor pe scena învățământului din Comuna Poiana Teiului, predând istorie-geografie, făcând multe excursii în țară și în străinătate. Am fost și la Plevna, și la Crivița, și la Coradin. Am fost și pe Valea Timocului,
I-am făcut părintele Protocop o propunere să organizăm acolo excursie la Românii pe Valea Timocului. Eu îmi păstrez opțiunea și sper că vom, și eu disponibilitate, vom realiza. O vom face. Am întocmit un traseu pe urmele lui Mihai Viteazu, cred că l-a primit și părintele. Și n-ar fi rău ca pe 9 august anul ăsta să fim la Plăviceni, unde se spune că s-au descoperit osemintele lui Mihai Viteazu, fără caviculă și fără cap. Plăviceni, județul Teleorman, partea de sud-vest a județului Teleorman, Plăviceni. Am primit de acolo și cărți și, și mai am promisiune să mai primesc și vă mai dau și dumneavoastră. Eu ce vă recomand această carte, un set care a apărut recent, îl găsesc la la chioșcul de difuzare a presiei din oraș. E vorba de un set, o revistă cu băuturile românilor și cartea aceasta despre primul rege al României, Carol I. Nu vă țin prea mult de vorbă, încep să vă fac câteva propuneri. Acest cămin cultural ar trebui să se numească Casa de Cultură Vasile Codrescu, să zicem, care a fost un om extraordinar pentru comunitate. Datorită pasului pe care el l-a făcut cu înființarea liceului, de aici din zonă s-au ridicat niște oameni de o valoare inestimabilă. Eu mă bucur că am fost și eu un copil care am învățat la acest liceu și am avut de la cine învăța. E vorba de Vasile Florea, care a fost și director, un om enciclopedist. E vorba de Alexandru Țăranu, care și el a plecat. E vorba de Virgil Bârliba, și care a fost numismat, și Valeriu Popa, un matematician de excepție. Și am vrea ca și Costică, sau Costică zicem noi, Constantin Cojocaru Țuiac, cel care a scris o lucrare inedită, Plutăritul pe Bistrița, Incursiunii Istoriei. Da. Și am vrea, dacă se potrivește anul acesta, să omagiem pe Virgil Bârliba și Constantin Cojocaru Țuiac, de aici din comuna dumneavoastră, și dacă mai aveți și alte propuneri. Eu am făcut un studiu de caz și am descoperit din Poiana Teiului, așa mi-a venit mie la îndemână, 18 personalități, toate născute în luna lui februarie, bineînțeles an diferit, de la 1 până la 29 februarie, că atunci a fost an bisecul, se spune. Și aici se încadrează și Părintele Iustin, dar se încadrează și Simeon Iordache, un savant al zonei noastre, inginer în geofizică, membru activ al Academiei de Științe din New York, dar nu știu Academiei Române, pentru că așa e la noi, care dau din coate sau au dat, sau au ajuns sus. Și vom realiza această activitate, am vorbit cu Părintele Stareț de la Mănăstirea Petru Vodă, și vom realiza această activitate, nu știm exact când, în două etape, pentru că sunt 18 persoane. Și vom realiza în prima etapă la Mănăstirea de Călugări și a doua etapă la Mănăstirea de Maice, pentru că acolo am găsit eu locul mai potrivit pentru acești oameni deosebiți. Apropo de valori de pe Valea Bistriței, dacă o luăm, începând de la Vatra Dornei și până la Bacău, avem niște oameni de excepție, de o valoare, v-am spus, inestimabilă, în domenii diferite. Toată stima și considerația și să le fie țărâna ușoară profesorilor care ne-au fost la timpul nostru profesor și să le ierte Dumnezeu toate păcatele pentru că ne-au ridicat pe noi pe trepte superioare. Și dumneavoastră vă puteți ocupa de această... Bine, eu, ce spune doamna Madalina, o colaboratoare de mare valoare, da, în omagiere, conduc această activitate de omagiere datorită unui prieten, domnul Nicola, îl cunoaște, Dan Mihailescu, de la Muzeul de Istorie. Bravo. Îi mulțumesc domnului Nicolau pentru că a scos în evidență ținuta mea academică, pentru că eu așa am fost întotdeauna. Cu cămașă, cravată, chiar cu mama, când am terminat facultatea, aveam discuții. Vreau cămașă albă, cravată. Pe ce te-a învățat? Zic că am avut o metodistă, Maria Lucaș, Dumnezeu să o ierte, care a terminat facultatea de geografie Magna cum laude, care era foarte pretențioasă cu noi, cu ținuta vestimentară. Profesor. Și, da.
O altă propunere care vreau să o fac pentru comunitatea dumneavoastră, localul acesta care stă și plânge, unde a fost poșta, să devină un mic muzeu etnograf. Pentru că această clădire ajută la așa ceva. Bine, și eu o să mai discut și cu domnul primar o problemă. Ca în fața primăriei, este un spațiu gol pe care l-am studiat, să construim un căpătâi de plută. Eu îi pot oferi chiar și cârme, pentru că fiind bun prieten cu domnul Costică Cotocaru, care a făcut plimbări cu pluta, mi-a făcut cadou niște cârme, inclusiv pălăria lui de putaș, foarte interesant. Deci noi colaborăm, studiem, și pentru această monografie, pentru această biografie a domnului Costică, o să rugăm pe doamna Mia Lungu și ai colaboratoare. Mie îmi pare rău că am pierdut 3 colaboratori valoroși din Comuna Poiana Teiului, dar se întâmplă. Ce se face? Am studiat această lucrare, o felicit pe doamna Violanda și m-am oprit aici așa la un aspect. Scrie aici așa, Gavril Rusu din Mădei, la 4 august 1919, a pus tricolorul românesc pe Parlamentul din Budapesta cu ocazia dobărârii regimului comunist al lui Belacu. Dar studiind, apropo de arhive, toată povestea opincii de pe Parlamentul Ungariei, spusă de generalul Olteanu, guvernator militar al Budapestei, din august până în noiembrie. Generalul Marcel Olteanu, născut la 4 mai 1872 în Craiova și mort în 1943 la București, este cel care a lăsat scris ca martor ocular povestea opincii românești abordată pe Parlamentul Ungariei. În 1919, în perioada august-noiembrie, generalul Marcel Olteanu a fost guvernatorul militar al Budapestei, după ce Budapesta a fost, așa cum știți, ocupată de armata română. A fost decorat la 17 septembrie 1920 cu ordinul Mihai Viteazul, clasa a 3-a, pentru bravură. După război a devenit general de rezervă la Corpuntile Armate. Nu vă citesc tot ce scrie aici, vă citesc doar o pincă. Și au intrat trupele noastre în Budapesta la începutul lui august 1919, e vorba de 4 august. Palatul Parlamentului Maghiar a fost pus sub paza unui pluton de vânători de munte. Șeful gărzii la intrarea principală era sergentul Iordan Moldean de la Craiova, potrivit de stat, negru, uscat și foarte noi. Deasupra palatului a văzut Iordan cum fâlfâia flamura ungurească, roșu, verde, alb. Faptul acesta nu l-a supărat prea tare, dar nici nu i-a plăcut. Dându-și capela pe ceafă și scărpinându-se cu ureche și a zis, să dau jos steagul unguresc și să pun fanionul de la companie. Ar fi și madame de la popotă și ofițerul știu ce să facă. Dar am să chipzuiesc în așa fel ca să rămână de pomină și să fie și talpa României răzbunată. Deci, în Budapesta s-a urcat pe clădirea Parlamentului, a coborât steagul maghiar și a pus deasupra o pic. Zis și făcut. Chemând pe căprarul Bivolaru, s-au suit în norii Budapestei și au coborât steagul în lungul sforii, de pe jumătate, și luând apoi o pincă răsuflată a căprarului, s-au urcat ca un pui de urs și au pus o drept căciulă în capul steagului, lăsând nojițele să atârne în vânt. Și așa fulfia multă vreme pe celul Budapestei, steagul maghiar, cu o pincă românească deasupra lui. Asta a fost treaba cu o pincă. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să fiu ascultat, vă doresc sănătate multă, fericit pe doamna Olanda din toată inima. Nu l-am întrebat pe domnul Gabriel Cotocaru, metodistul Bibliotecii Județene, dacă vrea să spună ceva despre mine. Să nu spui ceva rău, ești teritoriul meu. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație, vă doresc și eu un an nou cu bucurie și sănătate. Felicitările, Milanda, îmi pare foarte bine că mă găsesc aici. Am ascultat, ai zis la începutul prezentării tale că de ce eu? Și astăzi aș mă gândeam de ce nu tu.
Ai zis că poate ediția nu este cea mai, cum zicea și domnul director, exhaustivă, decât să deloc mai bine ceva perfectiv. Adică decât să nu existe... Pentru că, până la urmă, fiecare monografie sau fiecare de monografie e practic carte de identitate a fiecarei comunități. Și mai bine să fie așa perfectibilă decât să nu fie deloc. Și ce pot să mai zic decât că nu ești scuitoare, ci doar tenace. Te felicit încă o dată și felicit și autoritățile pentru sprijinul acordat și Doamne ajută la ediția a treia. Vă invit acum la bucătărie, vă rog. Hai, ca să nu vă iau pe fiecare așa de braț și să vă duc acolo, vă rog frumos. Ce? Cum? Vă iau la braț pe fiecare? Doamna...